mulțumesc mult, domnule președinte, că a dat posibilitatea organizației județene Măc, pentru că știți că normal trebuia aproape o lună în urmă să ținem acest ultimii și marș, dar tot din cauza faptului că nu știam cum e să amână. Și în sfârșit, că nu de voci și nu de cuvinte, cum vreți mea să le spun, nu sunt foarte bucurit că am acest mașină cu bani astăzi. Dacă cineva dorește să spună, pentru că vreau să simt meeting-ul, marșul este un marș de protest la adresa ce se întâmplă în România și în județul Olt, în toate lucrurile de la integrație, iar meeting-ul este pentru promovarea candidatului nostru la pentru fundajul de opinie, la alegerile și despre care a fost un domnul de Sorin, a fost primul care și-a anunțat intenția de a candida la nivelul de funcția de primar al statului, după ce în partid au fost cel puțin 5 sau 6 minute care au văzut, dar partidul a fost și în discuții și astfel de a rămas singurul care a impus aceasta. Două cuvinte, dacă îmi permiteți. Când începem, în primul rând, mă bucur să vă revăd. Trebuie spus că și data trecută, când condițiile atmosferice au împiedicat desfășurarea acțiunilor noastre, eu am vrut să vin și chiar zând, i-am spus domnului Ciugurea când are importanță că o să fie ploaie, furtună, un meeting în aceste condiții atmosferice ar impresiona chiar mai tare, deci ar vedea lumea cât sunt de hotărâți. Astăzi, înainte de a pleca spre Slatina, spre dumneavoastră, a fost așa o mică tornadă prin București și chiar m-am gândit că nu știam ce vreme găsesc aici, dar de data asta am fost de neabătut. Eu aș vrea însă, dincolo de acest salut pe care îl adresez, să spun câteva lucruri și foarte puține despre un fapt care poate este mai puțin cunoscut. Și dumneavoastră, ca și noi, și toți cetățenii interesați de viața politică, ne luăm informațiile, elementele, comentariile, primim agenda, ca să spun așa, tot prin intermediul media. Și cineva care urmărește agenda din ultima lună, să spunem, are sentimentul, atât dacă e sensibil la propaganda portocalie, noi, cei din Uniunea Social-Liberală, partidele din Uniune, liderii acestei Uniuni, stăm așa cam fără rost, ne mai uităm ce mai zice domnul Băsescu, îi răspundem, îl mai ironizăm pe domnul Boc, mai deplângem câte o nenorocire pe care o provoacă și n-aș putea spune slavă domnului, dar, din păcate, provoacă așa, aproape zilnic, câte ceva în țara asta. Dar nu e adevărat. Pentru că, în toată această perioadă, noi ne-am parcurs un program de acțiuni pe diverse câmpuri, pe care l-am stabilit încă de la începutul lunii martie și, în acest sens, am înaintat foarte serios pe două direcții. Una dintre ele este de natură organizatorică și după ce s-a încheiat acea etapă de constituire practică a Uniunii Social-Liberale la nivel local în fiecare județ, etapă care nu a fost lipsită de anumite dificultăți pe care am reușit să le depășim împreună. Acum am intrat într-o a doua fază foarte importantă la rândul ei și anume aceasta a efectuării, a desemnării potențialilor candidați din interiorul fiecărei partice, efectuării sondajelor de opinie la nivel local, la nivelul municipiului de ședință de județ, acolo deci unde vom avea candidați comuni prin, peste tot, prin efectul protocolului. Și această fază, la rândul ei, se desfășoară normal,
Așa cum spunea domnul Ciculea, la Slatina suntem între altele într-o acțiune de promovare a candidatului nostru sau potențialului candidat, cel pe care noi l-am dorit, candidatul Uniunii Social-Liberale pentru autorii de primar al municipiului Slatina, dar la politica publică pentru educație. În încheierea acestei săptămâni, adică sâmbătă, avem o mare întâlnire cu peste 5.000 de oameni, cu majoritatea lor aleși locali ai celor trei partide din toată țara, care prezentăm viziunea și programul nostru pentru administrație publică locală, inclusiv pentru a preveni cumva unele întrebări, inclusiv opțiunea și calendarul Uniunii Social-Liberale pentru ceea ce trebuie să însemne reformă administrativă în România, că 18 iunie programul pentru agricultură. Și sigur că aceste lucruri vor continua cu proiectele noastre pentru sănătate, pentru orice studii, pentru mediu și așa mai departe. Spun aceste lucruri pentru că despre ele se discută mai puțin. După cum pronosticam, așa glumind la mar, vreo lună de zile s-a țipat zi de zi către noi că nu avem programe și am spus atunci, un program nu se face pentru că țipă X sau Y sau să, ca să fie mai repede făcut, să fie bifat. Un program cum este cel economic de pildă foarte dificil, pentru că avem o situație complicată din punct de vedere economic în general, ca țară, pentru că pe de altă parte nu e ușor să faci un asemenea program atunci când la masă se așează și conlucrează partide cu ideologii diferite, partide cu abordări diferite asupra unor chestiuni foarte importante, chestiuni esențiale. Dar pronosticam eu, spuneam, că în momentul în care programul va apărea, el va dispărea de fapt ca subiect de discuție, ceea ce noi regretăm. Pentru că dacă, într-adevăr, nevoia sinceră de a vedea care este alternativa Uniunii Social-Liberale, în vedere economic, în vedere politicii de educație și a tuturor alte domenii, e reală, atunci ea ar trebui să presupună dezbateri, să presupună discuții, să presupună confruntări. Nu de felul acesta în care iese domnul Videanu și spune două glume și spune și noi este domnul Videanu, am adresat o invitație și au adresat de altfel și mai multe construcții în cameră de televiziune, invitații premierului, în calitate de premier și în calitate de președinte al principalului partid de guvernământ, la dezbatere cu liderii opoziției pe teme foarte precise, pe programul economic, pe problemele naționale, pentru că avem, iată, din nou niște probleme naționale, pe problemele reforme administrative și pe oricare alte probleme. Nu se desfășoară, dar am vrut să precizez faptul că noi ne pregătim cu aceste lucruri. Noi nu avem niciun fel confortul pe care ar trebui să-l dea sau ar putea să-l dea toate sondajele de opinie care sunt cât se poate de clare. S-a văzut destul de limpede că vestita teorie că unul și unul nu fac niciodată doi. Este deocamdată infirmată, unul și cu unul fac doi în cazul nostru. E foarte clar trendul și care nu poate fi dedicat de toate încercările, cum ar fi de pildă adoptarea legii pentru votarea primarilor într-un tur. Asta nu poate dedica bilanțul și rezultatul general al alegerilor, pentru că dacă va fi mai ușor pentru Partidul Democrat să-și conserve, să spunem, număr de la 25% din primari, va fi la fel de ușor și pentru Uniunea Social-Liberală să conserve circa 60-65% ca un prezent. Considerăm că altele trebuie să fie opțiunile și o lege nu să fie făcută nu pentru interesul unui partid sau așa cum crede acel partid care are interesul, ci pentru interesul cetățenilor. Da, asta este altceva. Nu ne legărăm însă în confortul acestei situații din sondaje, pentru că marea noastră problemă nu este cum să câștigăm alegerile. De asta se ocupă cu mult sport cei care guvernează azi. Marea noastră problemă pe care încercăm să o abordăm cu responsabilitate este ce facem cu România și cu România din momentul în care vom veni la guvernare. De aceea construcția noastră este una cât se poate să se vrea.
fie una cât se sape de pandemică și de serios. Știm că am citit în presa centrală și dacă sunteți unul dintre campioni și absentismului parlamentului, deci fără să vă sugerați, ce opoziție ați format dumneavoastră, au format dumneavoastră, dar nu vă nu sunteți în parlament atunci când este în parlament. Doamnă, atunci când vreți că nevoie de mine, sunt în parlament. O dată. Doi. Dacă cineva ar lua să verifice aceste statistici. De când se țin ele? Cred că de din 1992, în orice caz, ar constata, și mă rog, se poate constata și acum, ar constata că întotdeauna, în fruntea numărului de absențe, s-au găsit președinții de partid, secretarii generali ai partidelor, și că lucrul ăsta s-a întâmplat și la... Bun, de miniștri nu mai vorbesc, pentru că acolo este chiar explicabil și fără să nu trebuie explicații speciale. Lucrul acesta are o explicație. Nu-i apucă plus pe toți cei care sunt președinți de partid sau lideri, conform în soarta așa am spus secretarii generali, domnul Blaga, de exemplu. Acum, dacă mie mi-a fost creată o imagine așa mai de boem sau, mă rog, depinde fiecare cu ce unul de lucrează, de lene și alte prostii, nu cred că se poate spune că domnul Blaga sau domnul Ion Iliescu, care a fost harnic din trage de frungie, când era președinte al PSD-ului 96-2000 în opoziție superioară asta. Explicația este foarte simplă, chiar ține de suma de activități, care sunt în 24 de ore în cap, pe care o are un om cu o poziție politică de acest nivel. Nu e întâmplător să vă spun, sau să vă spun că nu e probabil întâmplător faptul că, de pildă, în Parlamentul European, unde există un program foarte precis, acolo se știe că la ora 16:27 vorbește domnul Știrbu, la 16:29 vorbește domnul Antonescu, la 16:35 se dă votul pe cutare proiectul. Deci lucrurile sunt foarte precise, nu sunt ca la noi, unde te duci că este vot final la 11 și te poate să te apuci și 1 și încă nu s-a ajuns să vezi dacă e sau nu e vot final. Chiar și acolo în Parlamentul European, unde se ține și o evidență extrem de severă, la fel a prezenței, a absenței, liderii grupurilor parlamentare, deci chiar liderii grupurilor parlamentare, nu sunt supuși acestui regim uzual de prezență, tocmai pentru că se presupune că în calitatea lor de lider de grup doar sunt angajați în discuții, în întâlniri, în negocieri, în întrevederi, pentru că acolo există și lobby, și lobby nu e povestea legată de domnul Severin. Lobby e o chestiune serioasă. Asta eu de spus aș mai adăuga, dar cum să spun așa, la subsol, că nu știu cum se face, dar cu câtă prezență am eu sau n-am la Parlament, cred că dacă ieșim pe stradă și facem un sondaj, care nu e așa, bine, cine e mai simpatic, cine înjură mai tare, ci spuneți-mi 5 parlamentari, s-ar putea, cred eu, nu știu, n-am făcut acest sondaj, dar lumea să știe că eu sunt parlamentar, să țină minte dacă am spus sau n-am spus ceva în Parlament și vreau încerca să mă numesc acolo. Nu, apropo de nevoie, de opoziție, am înțeles. Nu, în această calitate. Nu a existat niciun motiv, niciun moment dintre cele la care opoziția, într-adevăr, are o șansă. Și acolo trebuie să fie, într-adevăr, tot slabă, cum ar fi o moțiune de cenzură, o moțiune simplă, o dezbatere pe o temă majoră, la care eu să fiu absent. Se întâmplă însă, asta e interpretarea mea, se întâmplă însă că în cazul meu anume, a existat o preocupare extraordinară pentru acest aspect și pentru că eu n-am văzut de treabă înainte, fără să dau foarte mare importanță atacurilor în această direcție, s-au continuat și se continuă. Asta e ce pot să vă spun și nu aveți nicio grijă. Dacă teama noastră stă în faptul că opoziția este eficientă, de câte ori trebuie să facă. Am o rugăminte. Vreau să nu mai pun.